Județele Suceava și Alba din România și raionul Soroca din Republica Moldova au semnat marți 27 martie în sala Bucovina de la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, la împlinirea 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, o înfrățire simbol. Au semnat documentul președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Dumitru Fulea și președintele Consiliului Raional Soroca, Ghenadi Muntean. Președintele raionului Soroca, Ghenadi Muntean, a declarat că raionul Soroca și județul Suceava vor coopera în ceea ce privește cetatea de la Soroca și cetatea din Suceava. Vor colabora și în cadrul programului Ștefanian, dar și în ceea ce privește o colaborare cu Muzeul Bucovinei. Suntem primul raion de Republica Moldova care am însemnat acord de colaborare cu județul Suceava, în urma cărui va beneficia și în domeniul învățământ, domeniul cultural. Și este un lucru important că urma discuție cu domnul Știnte va beneficia într-un acord spitalul de anul Soroca. Deci în afară, când ne leagă cetatea Soroca, cetatea de la Suceava, va fi programul Ștefanian, care îmi face o colaborare fiecare turistică. Apoi avem domeniul cu nicinii leagă cu muzeul. La fel, avem mai multe domenii care în azi au stat și prioritar și în urma acestui acord va beneficia locuitorii raionul Soroca. Și este o semnificație că azi sunt plinit 100 de ani de la unire. E clar că într-un sorocen este o onoare și ar vrea din partea sorocenului să mâniez acest gust cu Ștefan cel Mare, domnul președinte, în schimb de onoare și respect, știți ce face și ce vrem să facem în viitor. Totodată, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Dumitru Fulea, a transmis din cealaltă capitală a României, de la Alba Iulia, salutul acestui județ și a asigurat pe președinții Consiliului Județean Suceava și ai raionului Soroca de toată admirația, considerația și respectul locuitorilor județului Alba pentru tot ceea ce reprezintă pentru istoria poporului român. Sigur că sunt invitat astăzi să mă aflu în cetatea de scaun a Sucevei din două motive. În primul rând, pentru semnarea acordului de cooperare între cele două județe, Alba și Suceava, două județe reprezentative atât pentru zonele istorice din care fac parte și, bineînțeles, două județe, Alba și Suceava, care și-au pus amprenta pe istoria României mari. Bineînțeles că mă bucur și sunt încântat să mă aflu astăzi și să mă bucur împreună cu domnul președinte Flutur și cu domnul președinte la Soroca, de cei 100 de ani care se împlinesc de când sfatul țării din Basarabia au hotărât să se unească cu patria mamă. La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că aceasta este o înfrățire cu valoare istorică și emoțională. Este o înfrățire cu valoare istorică și emoțională. Basarabia, cetatea lui Ștefan Soroca, Bucovina, cetatea lui Ștefan, cetatea de scaun, cetatea Alba Iulia, cele trei provincii care s-au unit cu țara cu 100 de ani, astăzi semnează înfrățiri și colaborări. Este un arc peste timp, un arc peste Carpați și peste Prut. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim mai des, pentru că avem această obligație să facem mai mult pentru ce au făcut înaintașii noștri acum 100 de ani. Și aceste momente au fost transmise în direct în cadrul unui triplex al TVR realizat la Suceava, Chișinău și Alba Iulia.